puterea cuvântului. Sub loviturile din noaptea dureroasă, ce o îngăduie pe aici, pământul, nu vei găsi încurajare mai frumoasă așa cum poate să o dea cuvântul. Când rănile sunt proaspete și doare, cuvântul este leac alinător și spiritul pansat cu el nu moare. Chiar de-au turnat venin ucigător. Cuprins de duhul îngrijorării, vreun credincios cumva de ajunge, puțin să verse cuvântul îndurării și odihna păcii iarăși curge. Se întâmplă deseori prin lume să ai nevoie de un sfat. Cuvântul cercetat îți poate spune ce fel de drum e bine de urmat. Dușmani aprinși, înfierbântați de ură, încearcă zilnic a lovi. Tu alege armă, o scriptură, să înveți cu drag a folosi. Când nu abandonezi cuvântul, ci stai lipit cu dragoste de el, mesajul lui îți ține treaz avântul și poți urca mai lesne către cer. S-au adunat poveri prea multe, ce adună norii disperării. Cuvântul viu e dat să-i mute, suflând mireasma înviorării. Tu nu iubești o carte doar cu file, ci ești legat de cel ce a scris, căci Dumnezeu te-a înnoit în fire și ți-a găsit, ți-a gătit un loc.